Salut! Bine ai venit la canalul meu YouTube! Eu sunt Silvia Busuioc, actriță născută în Moldova. Am lucrat în jurul lumii, în diferite țări, în 5 limbi diferite. Dacă ești nou la acest canal, înscrie-te pentru video săptămânale și apasă butonul like la acest video. Nu te costă nimic. Pentru mine mă ajută să creez alte video în română, în engleză, în italiană, în limba în care preferi să vizualizezi acest video, poți să te uiți la listele de mai jos, la acest canal sau la canalul care îl am împreună cu familia mea. Se numește See Our World, dar majoritatea videorilor sunt în engleză. Aici însă am să creez video în română, italiană și engleză uneori. Deci, pentru cei care sunt noi, eu deseori primesc acest mesaj în privat. Cum reușești să fii productivă având un bebeluș? Fetița mea e 9 luni la momentul creierii acestui video. Cum reușești să combini familia, timpul împreună cu cei dragi și să fii productivă și să creezi proiecte în jurul lumii? Secretul productivității este să ai o strategie, să-ți scrii obiectivele săptămânale, lunare, anuale, ceea ce vrei să îndeplinești în o anumită perioadă. Astăzi am să împărtășesc cu tine 5 pași foarte simple care încerc să iau în fiecare dimineață și care sunt foarte simpli de urmat. În primul rând, te-ai trezit dimineața. Aici la Londra este deja 10:30. Cel mai important să te trezești cât mai devreme. Pentru că cât mai devreme te trezești, cu atât mai productiv ești și, din experiența personală, eu sunt cel mai productiv dimineața. Timpul zilei, energia cade și spre seară nu am chef de a face multe. Dar pentru fiecare persoană este diferit. Când eram la facultate, stăteam nopțile întregi și studiam până la 2, 3, 4 dimineața și era mai productivă. Acum, având copil mic, sunt mai productive dimineața. Când ea doarme, eu pot să creez video ca acesta. Dar să revenim la obiectivul acestui video. 5 pași importanți de a începe ziua, care te vor ajuta să fii mai productiv, mai pozitiv și să reușești să îndeplinești obiectivele tale. Te-ai trezit dimineața? Fă-ți patul. Fă-ți patul! În primele 3 minute de când te-ai trezit, ai mers la baie, te-ai spălat pe dinți și fă-ți patul, pentru că deja ai reușit să faci ceva pozitiv pentru tine, pentru familia ta, dar cel mai important pentru tine, să fii ordinat, organizat, este extrem de important. Eu nu pot să mă concentrez într-o cameră dezordinată, unde stau toate clar peste grămadă. Și pot să-ți spun că, având un bebeluș, nu e atât de ușor. A doilea, mergi la sală. După ce ai luat micul dejun, mergi la sală. De ce să mergi la sală? Mulți mă întreabă, de ce să mergi la sală? Oh, cel mai ușor să zici, nu am timp pentru sală. Mergând la sală, în primul rând, schimbi energia. Schimbi energia ta negativă. Este un fel de dezintoxicare. Gândurile negative, energia negativă, chiar și jumătate de oră este suficient pentru a primi acest schimb de energie și de a simți corpul. Cele mai creative idei îți vin când ești în sală, pentru că te conectezi cu tine însuți și când ești probabil în baie, pentru că iarăși te conectezi cu tine însuți, ești singur și te gândești și îți vin idei, sper, pozitive pentru tine. Pe mine mă supără foarte mult persoanele care ajung la o anumită vârstă. Din păcate, în Moldova vârsta e foarte joasă. De exemplu, știu persoane care sunt 20 de ani, mai puțin de 30 de ani, și nu au grijă de ei însuși, nu merg la sală, nu se ocupă cu sportul, nu investesc în creșterea și dezvoltarea personalității. Îmi pare foarte rău să văd persoanele care ajung la 50 de ani și nu creează nimic pentru ei însuși. Au sacrificat toată viața pentru alții și nu au luat un moment
pentru ei însuți. Dacă tu nu investești în sănătatea ta, tu nu poți să investești în persoanele dragi, nu poți să-i ajuți, pentru că persoana numărul 1 în lista ta trebuie să fii tu. Dacă poți să ajuți pe tine însuți, vei fi mai capabil să ajuți pe cei din jur, să fii mai productiv la lucru, să realizezi obiectivele ce ți-ai pus în gând, dar dacă nu ai timp pentru tine însuți, pentru sănătatea ta, devii o greutate și pentru cei din jur. O greutate pentru că energia ta este negativă, pentru că ai doar gânduri negative. Și este foarte simplu să schimbi asta. Te-ai trezit dimineața, ți-ai făcut patul, ai mâncat ceva și mergi la sală. Sala nu te costă nimic. Dacă nu ești înscris la o sală, plimbă-te în parc. Faci 5 km plimbându-te sau alergând. Totuși eu te sfătui să mergi la sală. Pentru că vezi alți oameni, ești mai motivat. Avem nevoie să fim parte de ceva, să fim parte de un grup. Și mergând la sală, experiență personală, eu sunt mai motivată decât să stau să privesc un video cu exerciții acasă. Al treilea pas, foarte simplu. Ia o foaie, un creion și scrie cel puțin 3 lucruri ce ți s-au întâmplat, 3 lucruri pozitive ce ți s-au întâmplat în ultimele 24 de ore, focalizându-te la ceea ce s-a întâmplat pozitiv și poate fi ceva foarte simplu. De exemplu, un prieten ți-a oferit o cafea sau ai primit un mesaj pozitiv de la cineva, ai cumpărat ceva ce îți plăcea de mult cu reduceri. Sunt mii și mii de momente pozitive în timpul zilei și nu e neapărat să fie ceva din categorie am fost nominată la Oscar. Nu. Sunt lucrurile mici ce ne creează momentele mari. După ce ai scris cel puțin 3 lucruri pozitive ce ți s-au întâmplat, focalizează-te pe obiectivele care vrei să realizezi această săptămână sau chiar astăzi și scrii 2-3 obiective. Nu e neapărat să scrii o listă de 10, 30, 100, pentru că va fi complicat să le realizezi în 24 de ore sau într-o lună. Dar eu mă uit în agenda mea și ceea ce am scris 6-7 luni în urmă, surprinzător, 3-4 obiective mari le-am realizat și zic, wow, într-adevăr, m-am concentrat, am avut o anumită strategie și le-am realizat. Un alt pas foarte important, te-ai trezit, ți-ai făcut patul, ai mers la sală, ți-ai schimbat energia, ți-ai scris ce ești recunoscător, ce ți s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, acum ți-ai scris obiectivele și acum poți să iei telefonul în mână sau dacă întâlnești o persoană pe drum sau vezi vecinul, fă ceva pozitiv pentru altcineva. E ciudat, dar când ajuți altă persoană, te simți foarte bine? Te simți foarte împlinit? Sau scrie un mesaj la o persoană cu care n-ai vorbit câteva luni sau câteva săptămâni, la prietenii. Scrie-le un mesaj pozitiv. Scrie-le, uite, mă gândesc la tine. Cum ești? Sau trimite-le o felicitare. Nu e neapărat să fie ziua lor sau o anumită ocazie. Așa. Scrie un mesaj pozitiv și pune-l acolo. Trimite-l cuiva pentru că va ajuta această persoană să aibă o zi mai pozitivă. Sper că acești pași te vor ajuta să începi ziua pozitivă așa cum ajută pe mine. Și te rog să comentezi. Să comentezi cum începi tu ziua ta. Cum ești tu mai productiv. Scrie-mi. Dacă ai întrebări, scrie-mi. Și nu uita să te înscrii la acest canal, apasă butonul like pentru că nu te costă nimic. Te mulțumesc pentru că ai privit acest video și te invit să te înscrii și la canalul în care punem video doar în engleză, Sia World, evident dacă vorbești engleză. Ne vedem în video următor. Pa, pa!